Deci mie nu vine să cred. Nu, știi ce am eu impresia? Că ești un nesimțit. Da, știu. Da, dar de ce? Păi cum? Cum tu, după 3 luni, să zici că nu ești interesat de o relație stabilă? Păi nu asta am stabilit de la început? Nu. Nu. Când am stabilit asta? Când eram în club, eram beți amândoi, asta e definiția relației instabile. Păi stai că eu credeam că suntem suflete perechi. Păi tu știi câte perechi de suflete am întâlnit eu? Clubul e ca mașina de spălat, noi suntem niște șosete. Acolo se pierd perechi, nu se găsesc. Deci nu-mi vine să cred că mi-ai pierdut 3 luni din viață. În primul rând, au fost 2 luni jumate, în al doilea rând ți-a plăcut și ție și în al treilea rând nu vreau să mă mai întorc în club că e prea scump detergentul. Trebuia să-mi spui și nu mai pierd 3 luni din pomană! Ai pierdut 3 luni, alții pierd 30 de bitcoin și nu fac așa. Știi ce, ești un porc, ești un nesimțit și vreau să vă spun, să-ți spun o chestie. Nu ne mai vedem niciodată de acum. Da, dar putem să ne întâlnim cu ochii închiși. Sau pe întuneric. Du-te la dracu. Nu mai găsesc eu șosete. Alo, da, fată, m-am despărțit de Mihai. Ce dobito, e porc. Deci toți bărbații, aveai dreptate, toți bărbații sunt niște misogini, toți cu care m-am întâlnit eu de Facebook, de Tinder, numai relații scurte, nu-și asumă nimic. Stai, fată, că mă oprește poliția, stai așa. Dar ce-am făcut? Nu, și ăsta e misogin. Stai că-l pun eu la punct eu acum, stai așa. Ia uite cascheta asta. Bună ziua, agent Mureșan de la Poliția Rutieră. Actele dumneavoastră, vă rog. Știi ce? Eu nu vreau să-ți dau niciun permis și eu vreau să-mi păstrez anonimatul. Ai auzit vreodată de GDPR? Doamnă, dumneavoastră ați auzit vreodată de dosar penal? Mulțumesc. Doamnă, știi de ce v-am oprit? Da, pentru că ești misogin și pentru că era atâta lumii în trafic și te-ai gândit fix pe mine să mă oprești, care eu sunt o femeie supărată și are o zi proastă. Nu, doamnă, eu doar îmi fac meseria. Da, lasă că știu ce meserie ai. Îți dau permisul, vezi, și de mâine te faci că nici măcar nu mă mai vezi și că nici nu știi cum mă mai cheamă și îmi zici că, știi ce, eu vreau să văd permisul la toată lumea și nici măcar nu vreau o exclusivitate permisul tău. Asta faci! Ok, haideți ne calmăm un pic, dragă doamnă. Doamnișoară! Că nu m-ai luat tu de soții, da? De aici frustrarea. Da, pentru că toți bărbații cu care am ieșit eu, de pe Facebook, de pe TikTok, de pe nu știu ce site-uri, sunt niște neserioși, numai aventurieri, numai relații scurte, oricând avem nimic în comun, nu mai pot, domne, nu mai pot, am săturat. Dragă domnișoară, eu v-am oprit că ați uitat să aprindeți luminile de întâlnire. Da, că acum faci mișto de mine, că eu n-am mai avut o întâlnire, Maxim, ce mai agăți eu prin club? Păi dacă vreți ceva serios, vă sfătuiesc să schimbați clubul. Uitați aici, Club Inima Mea. Este o agenție cu o echipă de profesioniști în spate, care cu asta se ocupă. În a înțelege caracteristicile și personalitatea fiecărui om care apelează la ei. Și persoanele care se înscriu pot fi liniștite că totul e confidențial. Întâlnirile se fac pe baza lucrurilor pe care le aveți în comun, plus că înscrierea e gratuită. Serios? Să vă spun sincer, înainte să intru pe site și eu cam aveam probleme cu luminile de întâlnire. Sincer, eu așa mi-am găsit soția. Păi și acum? Căsătoriți la casa noastră, toate bune. Wow! Ia să văd!